În satul Carabietovca din raionul Basarabeasca, voluntarele din cadrul Clubului de Femei Comunitate au repartizat pungi cu produsele alimentare persoanelor în etate. Oamenii care au beneficiat de acest ajutor susțin că este un suport foarte bun pentru a ușura viața lor. Și foarte suntem mulțumiți la că au grijă de bătrâni voluntari, vin, ne văd, ne aduc măști, ne aduc dezinfectant, producții ne aduce, vin și vorbesc cu noi. Noi din pensie cheltuiam undeva la 500 de lei numai pe producție. E un ajutor foarte mare, mai ales acum când cu pandemia aceasta și pensiile cam mici, nu ne ajung pe medicamente și pe... Mulțumesc foarte mult acestui grup, comunitate. Mulțumim, e tare mult, mai ales și pachetele, dar mai ales pampersurile, apoi la nu știu cum să mulțumesc. În cadrul proiectului Realizarea Dreptului Omului pentru Persoanele în Etate din Moldova, prin promovarea drepturilor femeilor în vârstă, implementat de HelpAge International Moldova și finanțat de Republica Federală Germană, 75 de pensionari din Carabietovca au beneficiat lunar de pachete alimentare și produse de igienă. Criteriile de selectare a persoanelor ce au beneficiat de acest suport au fost venituri mici, imobilitate redusă și cei care sunt în autoizolare din cauza COVID-ului. Este foarte important, fiindcă în situația aceasta de pandemie, multe persoane au rămas izolate și chiar dacă cei din jur ar fi dorit să-i ajute, ei sunt cam un pic stresați, fiindcă mulți, protejându-se, se evită să facă contact cu alte persoane. Și de aceea ei sunt într-o situație așa mai dificilă. Da, când ne ducem la beneficiari, îmi punem masca, punem mânușile, vorbim de la distanță, dintâi punem pachetele pe masă, apoi ne aprochiem, nu ne aprochiem, dar vorbim cu dânsa de la distanță vorbim. Înainte de a merge pe la casele oamenilor, Clubul de Femei Comunitate a avut o ședință de lucru. În cadrul acestei ședințe, voluntarii au fost informați despre componența pachetelor alimentare și despre modul de activitate în condițiile de pandemie. În cadrul proiectului au fost instruiți beneficiarii noștri în diferite domenii, au beneficiat de consultații juridică gratis, consultații la psiholog gratis, doi membri din organizația noastră au fost instruiți ca să fie mentor pentru alte 5 organizații care au aceeași activitate similară. Deci noi, în primul rând, ca organizație, promovăm valorile general umane, să ajutăm aproapele, indiferent cine este el, și cred că aceste valori le transmitem și beneficiarilor noștri și le spunem atunci când livrăm un pachet și socotei că pentru ei e mai mult, fiindcă e doar o persoană singuratică în casă, poate să, la rândul ei, să beneficieze la alți care cred că au și ei nevoie de ajutorul acesta. Și transmitând acest lanț de binefacere, facem și noi ca comunitatea noastră să fie mai bună și mai prosperă. 15 voluntari din acest club de femei sunt din diferite domenii de activitate și vârste cuprinse între 40-65 de ani. Unii chiar au devenit și mentori. Am instruit voluntari cu domeniul drepturilor persoanelor în etate. În genere, esența a fost ca să promovăm niște strategii de îmbătrânire activă a persoanelor în etate în Convenția cu privire la drepturilor omului. O latură aparte a persoanelor în etate, cum este Convenția cu privire la drepturilor copilului. Majoritatea activității organizate de această asociație sunt efectuate prin colaborare cu primăria locală. Contribuția primăriei Carabietovca în cadrul acestor proiecte variază de la un proiect la altul. Am avut un proiect când a fost hrăniți un număr de copii și vârstnici, în care primăria și-a luat asupra sa cheltuieli la energie electrică, spații. Chiar și astăzi, în cadrul proiectului dat, noi oferim gratis spațiile, case de cultură, bibliotecii, transport gratuit.
Este de menționat că satul Karabiatovka a fost selectat pentru implementarea proiectului Regândește-ți vârsta, care are scop de a dezvolta abilitățile digitale ale vârstnicilor. Unii chiar vor primi telefoane mobile și vor învăța cum să le utilizeze cu ajutorul unui grup de voluntari tineri. În satul Karabiatovka locuiesc 1700 de persoane, dintre care circa 280 sunt pensionari.